pâine fără gluten, cu rozmarin și ulei de măsline. Ingrediente pentru pâine fără gluten cu rozmarin și ulei de măsline: 400 de grame de făină fără gluten, 350 de ml de apă călduță, 2 linguri cu ulei de măsline, o linguriță cu zahăr brun, 7 grame de drojdie uscată, o linguriță cu rozmarin tocat mărunt, o jumătate de linguriță cu sare, 2 linguri cu ulei de măsline pentru uns pâinea, 2-3 linguri cu făină fără gluten pentru frământat. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru pâinea fără gluten cu rozmarin și ulei de măsline. Punem drojdia peste făină și amestecăm bine. Punem zahărul brun peste apa călduță și amestecăm până la dizolvarea completă. Punem sarea peste făină, adăugăm și rozmarinul tocat și amestecăm. Turnăm treptat apa călduță și omogenizăm. Apa trebuie să fie călduță, pentru că altfel pâinea nu va mai crește. Începem să frământăm cu mâna până când încorporăm toată făina și obținem un aluat ușor elastic. La început amestecăm cu lingura pentru că aluatul va fi foarte lipicios, dar apoi putem să frământăm cu mâna. Punem 2 linguri cu ulei de măsline și frământăm până când uleiul este absorbit de aluat și putem să formăm o bilă. Aluatul însă trebuie să rămână în continuare elastic. Punem o lingură cu ulei de măsline într-un bol și ungem bine pereții acestuia. Mutăm aluatul pentru pâine pregătit în bolul uns cu ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm să crească într-un loc călduț minim 40 de minute până când își dublează volumul. Pregătim o tavă pentru cuptor în care punem hârtie de copt. Presărăm blatul de lucru cu făină, scoatem aluatul pentru pâine și îi dăm forma dorită, având grijă să avem tot timpul făină pe blat pentru a nu se lipi. Putem să facem franzelă, baghetă sau pâine rotundă. Punem pâinea în tava pentru cuptor. Presărăm deasupra puțină făină. O acoperim cu un prosop din bumbac și o mai lăsăm la dospit încă 20 de minute. Între timp, pregătim o cratiță cu apă pe care o punem în cuptorul rece. Apoi îl încălzim. După 20 de minute, îndepărtăm prosopul și punem pâinea în cuptorul bine încins,
la 190 de grade. După ce pâinea s-a copt 30 de minute, o scoatem din cuptor și o ungem cu o lingură cu ulei de măsline. Scoatem cratița cu apă din cuptor și punem pâinea din nou să se mai coacă încă 10-15 minute. În ultimele 5 minute, întredeschidem puțin ușa cuptorului. Eu am pus coada unei linguri. Când pâinea este frumos rumenită, o scoatem din cuptor. O scoatem din tavă și o lăsăm să se răcească pe un grătar în poziție verticală. Feliem când s-a răcit complet și servim. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru pâine fără gluten cu rozmarin și ulei de măsline. Poftă bună!